Domnule Ion Calmâc, spuneți-ne, vă rog, de ce este necesar ca noi, cetățenii din afara României, să ne înscriem în registrul electoral pentru a vota? Deci vorbim în special despre cetățenii care se află pe teritoriul Republicii Moldova, basarabene care dețin și cetățenia României. În toamnă, în octombrie sau noiembrie, vor fi alegerile pentru Parlamentul României. Basarabenii, deci cetățenii români, vor putea să voteze, așa cum au făcut-o și de alte ori. Specificul pentru alegerile din noiembrie, din toamna acestui an, este că secții de votare obligatorii vor fi deschise doar la ambasade, consulate și Institutul Cultural Român. Deci vom avea posibilitate, vom avea parte de secții de votare la ambasada din Chișinău, consulatul din Chișinău, consulatul din Cahul și Bălți și ICR. Deci 5-6 secții de votare. Legea mai spune că dacă sunt înscrieri, solicitări mai mult de 100 dintr-o anumită localitate, atunci se poate deschide o secție de votare, să presupunem, la Anenii Noi. Sau chiar o localitate din Anenii Noi, dacă în localitatea dată sunt mai mult de 100 de cetățeni români și solicită acest lucru. De ce este necesară înscrierea în registrul electoral? Pentru că basarabenii din Moldova, care dețin sau și-au făcut buletin de identitate pe teritoriul României, cu reședința la Vaslui, Iași, Galați, nu vor putea să voteze, pentru că vor trebui în ziua alegerilor să meargă la Cahul, Iași sau Galați să voteze. De aceea, în special acești cetățeni trebuie să se implice și să completeze o asemenea cerere, care o vedeți în față. Ea poate fi găsită și pe site-ul PNL, pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe din România, site-ul ambasadei. Această cerere se completează, se trimite către ambasadă cu anexele copiei buletinului de identitate și unul din actele românești, fie că e buletinul de identitate, fie că e pașaportul românesc. Și, de exemplu, la Ciocana să deschidem o secție de votare, doar 100 de semnături? Deci, înscrierea în registrul electoral va avea loc până cu 30 zile, cu 3 luni înainte de alegeri. Dacă alegerile vor avea loc în 1 noiembrie, atunci până la 1 august, toți românii trebuie să depună cerere. Dacă la Ciocana vor fi, așa prevede legea, mai mult de 100 de solicitări, atunci ambasada, consulatul, misiunea diplomatică este obligat să deschidă o secție de votare pentru cei care au solicitat să voteze la Ciocana. Bine, mulțumim.